Bună ziua, dragii mei! Astăzi vorbesc despre sănătatea nativilor din zodiile de aer. Nativii din zodia gemenilor. Și când mă refer la nativ, mă refer la cei născuți în zodia gemenilor, la cei cu ascendentul în gemeni și la cei cu mercur în gemeni. Părțile corpului stăpânite de această zodie sunt umerii, brațele, mâinile, degetele, plămânii, bronhile, sistemul respirator, timusul, sistemul nervos. În general, acești nativi pot avea probleme, mai ales cu sistemul nervos și cu plămânii și sistemul respirator. Astea sunt părțile sensibile. Astmul, de exemplu, una din afecțiuni, deci în afară de afecțiunile pulmonare și în zona pieptului, poate fi și astm, pleurezie, neliniște mentală, agitație mentală, care de fapt agitația asta mentală poate să ducă la multe alte probleme de sănătate. Insomnie inclusiv, ei cel mai mult ar trebui să-și liniștească mintea. Dar pentru asta trebuie disciplină și practică perseverentă. A unei tehnici, a ceva. Lor le e foarte greu să stea într-un loc. Le e foarte greu să nu vorbească. Deci aici au nevoie de multă disciplină și de autocontrol. Nativii din zodia balanței. Și mă refer la cei cu soarele în balanță, la cei cu ascendentul în balanță și la cei cu Venus în balanță. Părțile corpului stăpânite de balanță sunt fesele, rinichii, uterul, în cazul femeilor. Acești nativi au o imunitate destul de scăzută, de aceea riscul de infecții dese, revenirea unor infecții, sunt destul de mari. Iar afecțiunile cele mai des întâlnite pentru acești nativi sunt lumbago, boli venerice, bolile sistemului urinar și a rinichilor, nefrite, poate să aibă și diabet. Pentru nativii din zodia vărsătorului, cei cu soare, cu ascendentul și cu Saturn în vărsător. Părțile corpului stăpânite de vărsător sunt încheieturile, sistemul circulator. Starea generală de sănătate este mai ales vulnerabilă la infecții. Iar bolile cele mai des întâlnite pot fi legate de sistemul circulator, varice, artrită, anxietate și palpitații, hipertensiune sau hipotensiune, o tensiune oscilantă și ei, mai puțin ca la zodia gemenilor, au tendința să aibă o minte neliniștită și mai ales cu tendința de a privi spre viitor. Au nevoie să-și mențină o stare de sănătate mulțumitoare pe toată durata vieții, să facă mișcare, să evite statul prea mult pe scaun. Adică orice exces trebuie evitat, dacă se poate. Contează foarte mult pentru nativii din vărsător, unde soarele și Saturn în vărsător sunt poziționate pe harta natală, atât în case, și ce aspecte fac cu celelalte planete. Până data viitoare, aveți grijă de voi și să auzim numai de bine. Eu cred că se poate, nu? La revedere!